adresez doamnei Tatiana Lukovitsky, acestei stinse doamne, frumoase la chip, dar și la suflet, doamnei care pe parcursul anilor de activitate s-a manifestat totalmente domeniul artei plastice, doamnei care mereu i-a plăcut frumosul în această viață și mereu îmi spunea că vreau să lucrez, să activez atâta timp cât îmi bățâne vărsul ochiului, cât am să văd, am să lucrez, am să creez și am să bucur ochii și inimile oamenilor. Doamna Tatiana, pentru contribuirea substanțială la dezvoltarea culturii satului Dondușeni, pentru faptul că ați fost mereu alături la toate activitățile culturale care le-am organizat și le-am desfășurat aici la Casa de Cultură, începând cu întâlnirea de suflet cu artistul plastic Igor Sfernei, dacă vă aduceți aminte, în anul 2018, când ați venit cu o expoziție frumoasă de icoane și a impresionat toți sătenii, ați venit și cu ilet și cu surpriză și cu donație. Mai apoi ați participat anul trecut la inaugurarea celor două monumente, Monumentul Mihai Eminescu și Monumentul Recunoștință Străbunilor. De asemenea, ați venit cu o donație de lucrări frumoase, cu expoziții de frumoase, chiar ați făcut o donație de lucrări tuturor instituțiilor care activează aici, pe teritoriul localității noastre. De asemenea, ați creat proiectul Baștina, ați fost aceea cu ideea de a crea și realiza această galerie de artă și acest muzeu de artă. Deci, în această zi frumoasă de 1 iunie anului 2022, administrația publică locală și noi sătenii acordăm titlul de cetățean de onoare a satului Dondușeni. Satului natal în care v-ați născut. Doamna Tatiana mi-a spus că nu va mai putea crea, activa în domeniul acesta al artelor plastice, va veni în satul ei natal unde s-a născut și își va aduce aminte de munca care depus-o lumea ei pe parcursul acestor ani. Felicitări încă o dată și atunci plecăciuni, mult stimată doamna Tatiana și mult stimat și dragi elevi a Școlii de Arte Mihai Bătrânu. Surpriză frumoasă de mine doamna Lilia, care îi zice bună ziua și bine ați venit aici la voi la Casa de Cultură. Hristos a înviat! Doamna Tatiana, după cum știți, noi oferim servicii surprize pentru tine și din numele domnului primar venim în fața dumneavoastră cu o deosebită plăcere și cu un simplu cuvânt, dar foarte semnificativ, mulțumim! Mulțumim pentru dăruirea dumneavoastră. Mulțumim pentru talentul dumneavoastră. Mulțumim pentru răbdarea și dragostea la care la lecțiile dumneavoastră vin sute de copii. Știți, aș spune eu că ați realizat ceea ce v-ați pus în plan. Felicitări, căci de sub pensula și creionul dumneavoastră au crescut sute, poate aș spune eu, că de generații. Vă dorim, în primul rând, multă, multă sănătate, ce se întoate și baftă, multă, multă. Primiți în dar acest coș minunat cu flori. Și sigur că avem și un mesaj care vă aparține. Frumoasă e datoria în care ați fost chemați. Și numele, și fapta, și gândul ce-l purtați. E nobilă lumina pe care o semănați și luminoasă estima
pe care o meritați. Mult stimată Doamnă, cu o deosebită plăcere ne închinăm în fața dumneavoastră, în fața frumosului pe care încercați de ani să-l transmiteți în sufletele celor ce abia încep a cunoaște culorile, până la cei care înțeleg deja universul. Prin desen, pictură, chiar printr-o schiță, v-ați exprimat pe parcursul vieții atât bucuriile, cât și tristețile. Prin desen ați colorat o viață. Arta este eternitatea care plânge cu soare. Numai dumneavoastră ați putut face din noapte strălucire și din toamnă eternitate. Ați investit acele valori care cu iubire și din iubire a ajuns un frumos. Totodată, cred că sufletul dumneavoastră înseamnă purificare și vindecare. Așa cum iubirea îți purifică ființa și îți vindecă rănile sufletești, tot așa și dumneavoastră acționați printr-o putere binefăcătoare. Mesajul pe care îl transmiteți prin artă este de o rară frumusețe și o profunzime nemărginită. În brațele artei se odihnesc toate frumusețile universale și ele au un mesaj important. Pictura, sculptura, grafica sunt doar câteva maestrii cu care arta îți demonstrează că îți poți purifica sufletul în cel mai sublim mod. Trebuie doar să te lași purta de farnicul ei, ceea ce dumneavoastră ați dovedit de nenumărate ori. Vă mulțumim pentru toată dedicația dumneavoastră. Cu multă stimă și respect, semnează primarul satului Dondușeni, Vlad Zloi. Felicitări! Mulțumim enorm! Știm și noi că aveți și dumneavoastră așa un mic mesaj. Sunt foarte emoționată. E clar că emoțiile la acest eveniment, cât de puternic ai fi, oricum te face slabă. Mulțumesc enorm pentru această distinție înaltă. Suflet pentru suflet. Dăruire pentru merite. Mulțumesc enorm băștinașilor în numele primarului domnului Vlad Zloi. Mulțumesc enorm gazdei doamnei Renata Lungu, directoarei Casei de Cultură, care va primi cu mare căldură și dragoste acest cadou. Mulțumesc enorm familiei, soțului meu Mihai, care este alături mereu, care mi-a dat posibilitatea aceasta să îndeplinesc toate visele pe care le realizez. Mulțumesc fiicelor mele, Daniela și Micaela, care mereu mă face să zbor la înălțimi pentru dragostea care mi-o poartă, pentru succesele mari care le au în viață. Mulțumesc Domnului că mi-a dat așa destin ca să iubesc oamenii, să iubesc frumosul. Mulțumesc în primul rând și băștinașilor care într-adevăr vor vedea acest frumos pe parcursul al multor ani. Mulțumesc copiilor talentați care mă susțin în tot ce îmi propun. Mulțumesc părinților care le simt tot timpul căldura și susținerea părintească. Încă o dată, vă mulțumesc enorm pentru această înaltă distinție, care voi purta-o cu mare cinste și cu mare respect pentru baștină și pentru toți băștinașii satului natal. Vreau să spun că suntem bucuroși și mândri că în satul nostru natal avem așa oameni, personalități care cu câțiva ani în urmă au zburat din cuibul părintesc și peste câtva timp au revenit aici la Baștină cu idei frumoase de a realiza, de a face ceva frumos pentru cultura satului Dondușeni. Să știți, doamnă Tatiana, că sunteți o mândrie a satului nostru Dondușeni.
și doamna Tatiana Lukovetsky și Igor Sfernei, artist plastic din Republica Moldova și Mihai Damian, sculptor emerit al Republicii Moldova. Felicitări, adânci plecăciuni încă o dată și plăce recunoștinții! Cuvânt de felicitare îi se oferă domnișoarei Negrescu Salomeia pentru doamna Tatiana. Omul sfințește locul prin lucruri frumoase și veșnice. Aceste lucrări vor lăsa în urmă dragoste, stăruință și respectul pentru doamna profesoară Tatiana Lukovetsky, la Baștina, de la noi, discipolii școlii de arte Mihai Bătrân. Doamna Tatiana, aș vrea să spun că fără părinți, noi, pedagogii, nu putem face nimic. De aceea vă vine un cuvânt de felicitare din partea colectivului părinților de la Școala de Artă, doamna Natalia. Mulțumesc mult! Vreau să zic că dragostea față de țară este cel mai nobil sentiment pe care îl poate simți un om. Dar dragostea aceasta necondiționată față de satul natal, manifestată printr-un acea gest nobil, o să rămână o valoare neprețuită pentru sânghii. La început de an școlar, am fost intrigată de ideea dumneavoastră de a implementa pe parcursul anului proiectul Baștina. Chiar mi-am pus întrebarea, oare vor putea copiii să realizeze niște lucrări demne de o colecție? Evenimentul de astăzi a demonstrat la toți că dragostea dumneavoastră nemărginită față de satul natal Domnușeni, împinate reușit cu talentul, pasiunea, muncă, perseverență, ghidată eficient de dumneavoastră, motivați copiii până la nesfârșit, au dat minu, au dat rezultate și produse incontestabile de calitativ. Felicitări pentru frumoasa prestație tuturor, dumneavoastră personal, copiilor și întregii comunități ai satului Domnușeni. Aveți toată stima, admirația și respectul nostru. Mulțumesc și respect până la pământ părinților care, într-adevăr, mă susțin permanent și îmi dă o căldură sufletească care mă inspiră să lucrez și mai mult. Mulțumim enorm! Cea mai mare plăcere! Am să fiu cuvintele cuiva. Se spune că arta mângâie sufletul. Dumneavoastră nu doar că ați mângâiat sufletele discipolilor dumneavoastră, dar ați mângâiat sufletul întregului raion, la mai mult și la mai mare. Vă mulțumim enorm. Sunt profund emoționată, dar profund plăcută de acest eveniment superb. Să vă dea Domnul doar sănătate.